Rabla Classic și Rabla Plus sunt cele două campanii ale programului, iar anul 2021 vine cu schimbări importante pentru cei care vor să-și cumpere un autoturism. Pentru acest an, la Rabla Classic a fost majorat bugetul de la 6.500 de lei, acum un tichet standard valorează 7.500 de lei. De asemenea, au fost majorate și ecobonusurile pentru mașinile hibrid, dar și pentru cele care au emisii scăzute de dioxid de carbon. În 2021 au apărut și alte modificări menite să-i sprijine pe cei care doresc să aplice. A fost extinsă la 150 de zile de la data emiterii valabilitatea notei de înscriere pentru Rabla Classic. De asemenea, a fost introdusă și interzicerea înstrăinării mașinii nou cumpărate timp de un an de zile. În funcție de mașina pe care vor să o achiziționeze și de bugetul pe care sunt dispuși să-l aloce, mai pot beneficia de anumite ecotichete. Dacă vorbim de o mașină clasică, ei pot beneficia de un ecotichet de 4.500 de lei. Dacă vorbim de mașini plug-in hibrid, adică mașini care au autonomie undeva la 30-60 de kilometri, mașinile ideale pentru oraș, aici vorbim de un ecotichet în valoare de 20.000 de lei. Ofertele sunt generoase, campanii bune și discounturile pe măsură îi încântă pe doritori. Pentru modelele clasice, modele din gama Opel, modele din gama Suzuki și modele din gama Mazda, dacă vorbim de modelele plug-in hibrid, avem Opel și Suzuki. Iar dacă vorbim de modele full electrice, avem la Mazda un model care se numește MX-30, iar la Opel avem două modele, Corsa E și Mokka E. Sunt peste 100 de mașini rezervate în acest moment doar la una dintre reprezentanțele auto din oraș, iar clienții sunt nerăbdători să se așeze la volanul noilor vehicule. Reprezintă un ajutor foarte mare și sunt foarte doritori să-și schimbe mașina veche cu o mașină nouă. Ediția din acest an a programului Rabla Classic beneficiază de un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane mai mare decât în 2020. Cât despre Rabla Plus, bugetul s-a dublat anul acesta, ajungând la 400 de milioane de lei.